Am ajuns la târg, la Poiana Sibiului, cel mai mare târg de oi și de berbeci de la noi din țară. Nu că ai spus că ți-ai de leon. A, nu iau, mă, frate. A? Ăsta nu mai ai încă unul. Îl dau dacă. Asta e breaza, vezi? Asta e breaza? Da. Ce frumos arată, ăștia sunt berbești, mă. Da, 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 da. Este ție bâtă? Și asta e cap negru, german. Sau sufor. Astea sufor. Cu cap negru care bucălăi. Astea sunt toi bucălăi, mă? S-a-s diferit, mă? Nu-s diferit, e numai cât e fața lor, e altceva. La lână, nu, au caracteristice la fiecare rată. S-a-s la fel? Nu, la fel. Salm. Salm ceva. S-a-s oac. Ăștia sunt cangali, mă. Dacă îi duci, cântirile mai rar. Mă întrebă pe... Nu, nu are rost să vorbi, că noi suntem. Mă vână că filmări, dacă vedeai, de ce ai... La câinii, dar ăștia n-au prins cu focățelan. N-au prins cu focăței și... Vezi ce frumos se văd. Mă, dar peste toni. Dublu! Astea... Astea sunt astea, mă, nu? Au ținut în disc, mă, din aia, știi? Nu e soare, dar este lume. Ce? Ce rasă e asta? Păi aici sunt tot mai multe rase. Cred că e la calună din aia de lapte. Diferită de ce vine la noi în zona. Da, asta e carapa. De care este acesta? Asta e carabasa. E la cul. La noi în zonă sunt? La noi nu sunt. La cul nu sunt? Nu. Poate are cineva, dar nu știu. La cul nu e de lapte. Numai de lapte? Și de carne, dar la... Campionul la... Da, la cul nu e de lapte. Să da noastră. Asta e da noastră. Asta e breză. Nu trebuie. Am patru jos. Nu duceam, poate asta aici. Ia unii, mă. Aici nu erau boxe, cu mie, mă. Dar ce oi sunt astea? Asta e sufor. Cum? Sufor. Mă, fii atent ce, ai berbești, nu? Da. Rasă de carne.
Roși. Ăștia sunt cangalii, mă? Da. Aici, pe domne, cangalii. Dar pentru ce sunt? Ce sunt așa? Mamă, ce pui mare. Și noi avem pui. Nu l-au mâncat pe lup. Dar nici nu-l lasă să se apropie de strungă. Mamă, ce mari sunt. Foarte frumoși câini aveți. Dacă merei acolo este lup. Ascultă de fratele tău. De la cineva ca au un copilet, dacă n-are un lup în spate. Este lup acolo în spate. Nu e. Chiar în spate. Nu stai în spate. Nu stai în spate. Nu stai în spate. Nu stai în spate. Ce zici? Uite că ne-am adus.
Ce cai frumos. Oricum, așa zice și unde mergi, auzi el, peste tot timpul, până lângă. Ce te fac? Se bag cu ciucă, să se bag. Nu, și cum te duci cu ciucă, de bancă. Lăsă-te aici. Consideră numele Domnului. Hai mă, să vedem ce cai sunt aici la Poiana Sibiului. Dar când au ajuns ei aici să facă? Aici se ținea târgul, mă, dar aici erau voi. Uite, cum mai sunt, acum au voi. Pe ani trecut erau tot de ăsta, boc, fost. Frumos caiu. Nu, de... Nu, dar nu e la Tamango în firmă. La fluierul piciorului. Da? Știi băiatul? Mergem, coborâm? Hai să vedem. Ți-ai luat botă, mă? Mă, dar tamango al nostru are de-asta? Are, are. Serios? Da. Ce frumos are. Bună ziua! Ziua. Să rămânăm. Nu mai
Nu, aici ar mă să iasă să ducă înapoi în roșie. Bă, dar și poliția ăla. S-a filmat, tu te duci nu ești pe live, dar nu te super, nu? Au fost de comite, băieți. Mă, dar turma e de vânzare, mă? Ziua. Asta se numește știință, mă. Să faci de astea se numește știință. Mai rupă puțin jertfă. Nu? Doar o elifat în tatanul. Foarte frumos arată. Vă filmez acum, nu vă supărați, nu? Nu, nu, nu. Urmați-mă, domnul, să mă vadă. Și baba acasă. Că... Și să vă vadă baba? Da, cum? Dumneavoastră le faceți? Și eu, și e. Mai plătim când suntem preaglomerați. Facere de familie, nu? Da, da. Foarte frumos. Nu port, că luam. Un ar pica zi boală și acum am timp. Păi vă și pricepeți, că arată bine. Da, da. Am învățat la vârsta de 15 ani. De la 15 ani, da, le faceți? Da, acum am 61 ani, deci da. Am 45 ani când fac. Îl credeți? Îl cred, cum să nu? Da, da, da. Eu nu-l cred. Prima dată la 15 ani. De ce nu-l credeți? Da, aia că e bandit. Uite de aici, de acum scăpate, de la... Dar cum se fac, ca idee? Adică de unde se pleacă? De la prelucratul pe ei, prima dată, ergăsala. Și după aia, cusutul. Dumneavoastră și prelucrați? Nu, jumătate. Deci în operație le fac vinde, eu. Nu. Nu mi-te o țargă, domnul, mă și poți mă deci, la deci, auziți, este afacerea domnului, trebuie să o respectă. Nu. Cu misiunea nu câștigă nimic. Și comparativ cu alți ani, cum este târgul de aici, de la Poiana? Slăbus, nu? Puterea de cumpărare scade de la un an la altul. Nu mai are lumea bani sau? Nu mai are și foarte mulți plecați din țară. Da, dacă să vine de milioane de românași, dar nu știu plecați, aia când vin acasă, dacă mai cumpăr pentru părinți, pentru ei nu. Stai fără nădejde că vin și... Luați, domnul, luați! Nu le probați multe, tineri luați! Tineri eu le, pe da, care le probiez, vreau să iau. Hai, aici ai metoda. Sunt foarte frumoase. Mulțumesc, domnul! O zi frumoasă să aveți și spor la vânzări! Da, domnule! Aveți și mai mare. O zis domnul că e foarte slab, foarte slab târgu. Da, a, lângă turmă. Aici mai sunt oi, mă. Formația Mardășan vă invită la joacă. Hai, what?
Чернуши. Где он едет? Да? На Молдзин. Я что-то не понял. Русь. Mă lăsați să filmez cum sunt făcute? Nu? Mai dacă să nu le pui cofie. Sănătate ne-am lipit. Puteți să ajutați în asta? Nu. Te-o țipat de acasă, ai ajuns aici? Dacă vorbesc cu mama ta, o fiu. Nu, eu nu nimic. Păi eu luam cumpă de cu Maria imediat. Să nu mă zic cum e. Păi nu știu ce-a luat, dar nu știu ce e. Păi eu nu mă gătă de faini. Păi dar nu mă plinesc. Am venit în orar. Zadare. Cum este târgul astăzi? Slăbuț târgul? Nu este lume sau? Lume e, dar nu e cumpărător. Dar ați venit să vindeți? Da, de vânzare. Așa, să nu este așa. S-a sunut miori pe la mare tata lor. Foarte frumos. Eu vin din Bistrița, dar sunt diferit un pic. De unde de la Bistrița? De lângă Lichința, dacă știți. Am făcut armata, am o grămadă de colegi. Am avut unul și din Lechința, Botiș, făcea el canapele. Dar știu. Știi de Botiș? Da. Nu știu cu ce se făcea, avea canapele, venea prin țară. Poți să vă filmez? Poți să vă filmez? Da. Pe lui Botiș am făcut noi casa în interior, stătea la ieșire din Lechința. Din Salva, acolo de la Salva, așa cum vorbesc cu Vasile, cu Pupăză.
Dar cum de ați ales meseria aceasta de... Mi-a plăcut. Mi-a plăcut? Dar este cel mai mare târg din țară aici, la Poiana Sibiu. Cam Poiana, Hațigu erau pe vremuri. Acum nu mai aici a fost odată, da? Da. Am văzut că sunt turme întregi de vânzare. Nu. Nu mai iau oamenii... Sau... E forță de muncă. Totdeauna s-o vându la târg. Totdeauna e târg să vândă. Unii vinde, unii cumpără. Că... Și pe... la noi... Toată lumea se plânge, nu neapărat că nu sunt profitabile, pe cât că nu este forță de muncă. Așa e și în zona asta. Ce rasă sunt? Bucălăi. Ce preț are ăla de sus? 2500. Acum am luat stăpașa. Am lăsat fișurii lui test 5. Și ăla de acolo. M-am luat la bără ce Cum este târgul? Cum se prezintă? Cum? Cum este târgul? Slăbuț? Nu, ce frumos arată. Ce faci? Acum pleci de acasă? Bine, hai că te așteaptă maică. Îți iau ceva de la târg? Frumos specimen. Da. Ce rasă să știi? Rasă surcană. Surcană? Mureșoi. Dumneavoastră? Nu. Ce rasă sunt? Husky? Da. Ăștia sunt special de pentru oi. Nu. Nu? Nu știu că nu vă găsi la așa. Frumoși. Cum e târgul, domnul? Vă filmez, vă deranjează? Cum este târgul? Merge bine? Serios? Mătușa, cum a fost târgul? Slăbuț? Ce frumoase sunt! Pe ca să vă filmez! Ca să vă filmez, că de astea nu mai vede mult timp! Nu mai vede, nu! Nu o să mai facă mai nimeni! Generația asta după aia, gata! Adică a dumneavoastră, nu? Da! Aștia mai bătrâni! Da, dumneavoastră face și lâna, face și tot? Nu sunt făcute de noi, sunt făcute de bunicii noștri! Serios? Da! Păi și cum ne-ați păstrat atâta timp? Păstrat, da. Și dumneavoastră nu ați făcut niciodată? Am făcut acum 40 de ani și noi. Nu se mai face, nu? Nu. Nici lâna nu se mai pelucrează nimic? Nu se mai face, nici se mai pelucrează. Deci aia înseamnă că după dumneavoastră, dacă mai rămâne ceva nevândut, atât, rămâne atât, la copii? Da, da. Dar restul nu se mai face. Nu, că ăsta e țoleac pentru bebeluș. Pus într-o cuță aia acolo și... Nu cred că mai folosește cineva. E, așa ca de frumusețe, așa, dar nu se mai... Vă mulțumesc, doamnă, a fost bun târgul? Fost. Încă mai sunt oameni care ține la locurile tradiționale, da, nu? Da, mai da. Sunt, nu? Mai sunt, da. Ciobanii care ciobani de... 300 de lei. Ați văzut, îi spuneți prețul și îi se pare scump. De lână, e tot de lână. Dați-mi mie două perechi. Dacă tot mi-ați dat voie să... Acestea dumneavoastră le-ați făcut? Da. Chiar le-ați făcut dumneavoastră? Da. Tată.
Știți de ce? Iarna sunt bune, mama lor. Da, foarte bune. N-aveți 10 lei? Nu. Să vă dau 5 lei. Mai tu, mă rog? N-am. Băror, n-ai să-mi dai 20 de lei. Să mai da. Pui o pereche? Mai puneți una. Hai că mai pune o pereche și de 10 lei. A. Mulțumesc, doamnă. Da. Mulțumesc. De unde sunteți? Nu este nimic, sta dumneavoastră de aici? Da, din Poiana, nu din Poiana? Da, am o întrebare. Da. De ce se face aici cel mai mare târg de animale din țară? De fapt, de oi pe... Eu am 71 de ani și mulțumesc. De când mi-aduc aminte... Da. Tot așa au fost aici, da. Dar trebuie să fie ceva, au fost mulți crescători aici, adică trebuie să fie explicații. Da. Aici majoritatea s-au ocupat cu creșterea oilor. Majoritatea. N-am acum să dar vă acum arăt de ani de zile nu se mai ține, nu chiar așa mare, mai mare, că se ținea cu oi din bârșul, foarte mult. Dar acum văd că este o singură turmă. Păi da, că nu se mai da voi și un timian de când cu pesta porcină. Nu știu, că eu am venit sincer să văd prima oară și am venit să filmez, eu nu vă mint. Da? Da. Și ce facem, ne puneți undeva? Vă pun pe YouTube. Da. Vă deranjează? Ne deranjează. Și eu sunt născut în Zărnești, Brașov, adică la poale de piatră ca eu, și acolo erau și erau zonă tot așa ca aici și erau multe stâni. Da, da. Bună! Dar acum nu se mai da voie decât cu pesta porcină, nu se mai da voie. Cu animale. Acum, dar foarte puțin. Am fost și la Hațeg, nu da voie numai din județ. Dar cum de vi-a rămas atât? Nu e bună întrebarea. De unde vi-au rămas atât de multe produse? De la bunici, soacre. A, deci ei toți au practicat meseria aceasta. Când s-au căsătorit cu mine, da? Când mi-a fi iertat, eu dat zestre. Eu dat dăsaj, zoale. Uite, și asta e tot de zestre am avut. Așa se dădea atunci? Da. Așa se dădea și... Da. Doamne, eu vă mulțumesc și să aveți o zi bună în continuare. V-am pus trei perechi, cred că v-am pus. Cred că trei mi-a spus. Oricum nu m-am uitat, că nu, eu am încredere să mai... Da. Mi-a luat cu vorba, da. Să-i purtați sănătos și să-i rupeți. La noi, când avem grese, de exemplu, ai grese jos, ține frig, așa ție șosete și nu mai e treabă, indiferent. 500. Lăsați-l aici. Ați văzut? Lumea nu cumpără, îi se pare scump. Da, le pare foarte... Dar nu mai țăsă nimeni, nu nimica, nu... Păi la un moment dat or să vrea să cumpere și lumea de unde. O zi frumoasă! Da, sănătate, Doamne! Trebuie să le arăt la copii, mă, cum arată astea. Copiii nu o să mai vină aici. Cât ai făcut? Cât ai făcut, mă, după? Domnul Mureșan, ce rasă sunt aceștia? Astea de pe Ciofeni, pe Bliv. Bleagă. Uite omul e foarte bun, bă. Aici s-a mâncat bulzul, gata? Ionel, trebuie să-mi dau la berbei și că tu ai berbei, Sengo. Păi am, dar mă-i trebuie. Ce-ți trebuie? Trebuie să-ți dau ție, amii. Ce-ți trebuie? Trebuie să-ți dau ție. Sănătate. Ciamle, prene, murița, armâța. Am mâncat așa. Băi, aici am vins să nu-i zbot, măi. 10 lei poza. 10 lei poza. Cum a fost târgul? Destul de bun. A fost bun? Vă filmez, nu vă deranjează, nu?
Ați venit să vindeți sau să așa de... Ale mele. Purii, ne avem de stăra noi în zonă. Păi cum să n-avem? Mai pe turcană, cu oace și aia. Nu, ce de alea, cam negru. Asta. A, ăștia, da, ăștia sunt turcane, dar alea sunt cam negru german. Puf, acolo, acum. Da. Mai este târgul cum a fost în anii trecuți, nu? Este. Mă sunt mai scumpit și animalele, nu mai tot ce. Păi eu nu văd. Nu prea să mai văd. Ba, hai da. Da, aici ține. Nu, vreau la după mașină. Ăștia ce pot să-i filmez, că ăștia sunt mari, ce trebuie? Ce trebuie în zona noastră ăștia? Ăsta are 100 de kilograme. Dar te așa silozată tare. Nici departe. Fii atent ce fain. Bă, dar de ce lumea vinde în general berbecuți? Nu, păi schimbă, mă, sângele, mai care vine îți ia răsână. Asta e toată treaba? Da. Sine, poate ești la bani mai bun. Hai să vezi câinii ăștia mici aici. Frumoși câini aveți! Mamă, ce frumos sunt! Ia uite, Muri, ce faini sunt! Ăsta are 120 de kg. Are, că ăsta e mare. Cum l-ați cumpărat? Da. Ăsta e calitate. Tu ai așa, mă? Fiecare pe rasa lui. Care da. Da. Mamă, ce mare e. Cât a fost? Nu. Lapte sau fără? Cred că fără. Unde mă lasă, domnul? Ce vârstă are? Cum mă pricep așa tare la ei? L-au cumpărat cineva. Păi ce mare, mă? E mare, da. Bă, dar ăsta ce crede că eu stau cu el aici? Dar ce rasă sunt ăștia? Băle. Băle? Băle de sugar. Eu nu interviu bă, la unul. Nu, nu dau mă interviu. De-aia e unul cu bută, mă, care e unul cu bută. Bravo. Domnul Mureșan, cum vi s-a părut? Vi s-a părut deosebitul târg? Am ajuns, am terminat târgul de vizitat, am cumpărat ce am avut de cumpărat. Un gropoțel? Adică nimic. Am mai rezistent o oaie. Da. La câini are. Ce este?
Și de altfel îți fac de ție unul, și de altfel îți place de ție. Luni știi, Tomă. Bă, este unul acolo, cred că ăla mare ce l-a luat domnul, e normal. Voi le-ai dat cu 20 milioane, nu? Da, da. Da, de la mine. Ești informat. Aici a fost, mă, când le-au dat. Ați vândut tot? Au fost vânduți de acasă. Ați vândut tot ce ați vândut? Au fost vânduți pe din vară și o rezultate, dar am dat aseară la domnul aici. Ați avut multe de vândut? Avem acasă, cu 600. De unde sunteți? Alba. E Alba, da, din... Eu am umblat pe acolo, pe munță aia după. Unde sunt? Pe la Șugat, pe la Dobra aia, pe la... Tăți munță aia. Cățe tău, încolo. Sunt în partea încolo Cățe Zagna, dar aștept mutați la unele doare, vreo doi, trei. Aha. Între brațe de... Da, da, da. Acolo de la Zlarna sunteți, de acolo? De... Apropiere, la Meteș. Mi-am cumpărat niște oi din Meteș. E aici, de la intrare, așa pe dreapta, o casă mai sus, așa, era un om. Din, acum 10 ani a fost o secetă mare, mare. Nu mai știu cum îl chema, dar avea mai multe bucălăi, avea el, nu avea bucălăi. Da, da, zona asta, cam bucălăi la... La 602 câte persoane, sau câți ciobani trebuie să... Depinde, 1, 2 și... Dacă mai suntem noi care ne ocupăm, care le creștem încă 2... Ați făcut vreodată transumanța aia, sunt curios să... Domnule, ei fac, păi ei de aici, de la... Vă faceți plan, timp să-mi spuneți și mie ce înseamnă practic transumanța aia, vă rog frumos. Transumanța înseamnă să iei ciobanii, foile și să pleci săptămână, două pe drum. Și cu măgari îmbarcați. De exemplu, noi facem de aici, din zona de la Meteș, și până în limită în Cluj, la Muntele Mare, în unitatea militară, sus, chiar acolo. Și pentru ce mergeți cu ele acolo? Adică... Pentru pășuni, aerul rece acolo, apa rece, pășunea mai bună, pentru toate. Deci asta înseamnă transumanță. Asta înseamnă transumanță, da. Să merge să duc oile la mâncare bună. Asta e transumanță, să duci oile la mâncarea mai bună. Unde să cauți iarna, unde le iernați iarna? Iarna le iernăm acolo, undeva în zona, între Deva și Brad, acolo, acolo de sus. Aveți saivane sau... Avem și saivane acolo. Deci, practic, într-o parte a anului, o parte a anului stați într-o parte și adus în altă parte, mă, nu? Da, mă, da. Și numai băle aveți. Și casa unde vă este? Dacă o parte stați acolo, o parte acolo. Avem casa și într-o parte și într-o altă. Da, sau unii la pucă noaptea când e cu oile. Unde a pucă noaptea casa? Când ești traumanță, cu jocul și unde te prinde acolo, te pui jos. A, deși dumneavoastră mergeți cu... Dacă nu merge... Dacă nu merge, nu e pierdere atunci. Nu. Pe drum sunt lupi din astea cu două picioare. Sunt lupi de astea pe drum. Faceți brânză? Facem, dar puțin, pentru noi. Că dacă plecăm la munte, plecăm cu toate, nu mai mulgem să ținem mânzările separat. Când plecăm prin iunie, plecăm mai târziu și plecăm prin iunie cam cu toate la munte. Și practic, din ce faceți banii miei? Să chem eu. Mai vinde, uite acum cum au vândut, scoate o marfă frumoasă. Scoatem, ținem câte 200 de miele, scoatem toamna câte 150, 200 la vânzare. Eu cred că după generația asta voastră, nu cred că mai vine cineva în urmă. Păi, generația noastră sunt foarte puțini care se ocupă cu animale. Păi, da, la animale e greu, e mizerie, sunt multe greutăți. Nu se prea bagă nimeni ca să
Nu-i la birou, dacă cauți un director, îl găsești. Da, dar ce bani găsești cu semn? Oricum. Dacă pune, pune anunț pe internet, caut un director, găsești 10 ce bani, nu găsești unul. Da, găsești și ce bani, 20, da. Nu-s bun. Pentru o zi. Deci cea mai mare problemă e forța de muncă la animale. Mulțumesc. Ce s-a făcut ăsta, prietenul meu? E ceva de treabă, băiat de treabă. Domnul Mureșan? Da, e ceva de treabă. O zis că vine special la dumneavoastră să cumpere un clopot, așa o zis? Așa, la Baia Mare mă cumpăr. La Baia Mare, nu mă. Da, dar spune-mi, te rog, cum te-a înșelat? Da, bă, nu mă dă țabană, mă, n-ai. Așa o zis? Da, că nu mă dă țabană. Da, dar fii atent. Să pe oameni. Când am venit cu el, o să vă duci și-l caut pe prietenul meu, că vreau să-mi iau un clopot, nu glumesc. Ia de aici, ia prietenul lui. Da, aici, să vedem ce-mi dă, ce-mi recomand, ce-mi recomand. Avea și tu că la banii mai subțiri. Ce zi? Nu, la tic. Dar auziți? Dumneavoastră le faceți? Da, eu. Serios? Da, da. Hai, Muri, să vedem ce ți-i. Trebuie să o iau, dar nu mai are ce vroiam eu să-mi iau. Nu, bă, dacă o neagă de ce cum spune. Băi, Muri, ai mai adus până aici să ții, nu lungă, să... Lungă, bă, ia ce neagă. Aia lungă? E faină asta, dar... Abiezi asta, nu? Nu, asta sună bine. Dar eu vreau de alea ciule făcute de tine, de alea sa, nu turnate, știi? Ia, mă, ciule. Nu vezi aproape, vezi că nu vezi. Și au și brâu pe mijlo, mă, au brâu pe mijlo. Pe mijlo, pe mijlo, au are brâu. A fost târgu bun? Serios? Comparativ cu alți ani? Depinde ce marfă ai. Dacă ai marfă de trei calități, nu mai Baia Mare umor mai bine. Da, Baia Mare... Cum? 200 milioane. Deci din, din Baia. Și mai bun e Baia Mare? Mai bun Baia Mare. O mai bună de trei ori. Ăla sună faimă. Și unul de ăsta cu cât mi-l poți? Nu mai filma, am urmărit că vă la fătură. Băi, are 4 jumătate, 3 jumătate. E șmecher, mă, dar... Mă bate pe mine. Ce mă, că femeia mea e doamnă de oraș, trebuie oi, vrea să vând oile. Arată aia de 5 crâini. Ai zis că ție clopot, care ți-l? Lasă-mă că-mi iau, stai un pic, nu mă stresa, că eu trebuie să le ascult. Arată aia de 5 crâini și gata. Meseria asta o practicați de mult? Din bătrâni. Deci, suntem trei frați, eu, mai mic, eu am rămas în loc meserii. Și și tata dumneavoastră și bunicul la fel? Da, la noi s-a făcut. Asta din, din strămoș frumos. Deci, practic, tot timpul mergem la toate târgurile din țară. Da, deci nu se lipsesc. Care sunt cele mai mari târguri? Mate. Baia Mare. Sunt tot acolo. Aveți expoziții? Da. Unde sunt? Depinde, e un oraș mare, știi? Cum ar fi Harvard, cum e la Poiana. Ce? La Costești. La Costești unde este? Unitora. Mă, dar este, este în Costești și Curtea de Argeș, mă, 100%. Acolo m-am pierdut. Da? Spre București, da. Acolo, acolo, acolo sunt mine, eu din câmpul lui Mușcel, acolo zona e mama. Da, da, da. Zona acolo este, de-aia știu că ăsta mă tot... Să aveți spor la vânzări. Я сейчас на вас. 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 Я сейчас на в
De la noi. Da, Vasile. Am scos, am avut zile de la noi. Nu știu. Au la codă ei? Maria, nu mai împinge. Tati a plăcut. Acum vine iarna. Păi, păi te-l filmăm pe domnul, că stă foarte bine la domnul. Ne-am luat șosete. Am văzut că ți-a luat. Trece muntele pe la mere pe la zina și mere pe la scoate niște cățări pe lac. Vrei să mergem în Brașov? M-a chemat pe tânăr ăsta meu, dar pe n-am chestie. Dacă mergem, mergem pe grabă și nu e o șmecherie să mergi pe grabă. Da, zic, mergem, stăm și noi. Păi ne ceartă nevestele, mă. Pune acolo, pune a mâncat. Cu ce? De să ții bici, domnul? Pe gust la dar nu a venit poza. Așa ai? Am văzut și mări acum. Ia încă dacă nu... Mulțumesc! La nu te pot pune, că la jumătate e curăsat. Mai ai ce? Nu mai treceți prin poza, am ajuns și vă să poți. Lumea pleacă, mă. Păi nu că aici era plin de... Bă, ăsta are 100 de kilo. Bă, nu sunt din toată țara aici, aici. Sunt, dar se rentează să vezi. Acum am dat aproape 40 de ați avut? La 1.000.000 bucată. Normal că se rentează. Dar dumneavoastră vă filmez. Eu le fac. Dumneavoastră le faceți? Și materia primă? Da, ăsta e corn din pădure. Corn, corn? Da. Foarte fain, uite asta am cumpărat-o eu. Este cea mai bună calitate, nu? Când se uscă e ca fier. Și faceți asta de mult? Vreo 6 ani. Maxim 7. Și nu le-am cistruit. Nu ai fost și noi, dar nu mai am vreme. Ce înseamnă pești? Florite. Alea florite, care are modele pe ea. Și dumneavoastră le faceți cu mâna? Da.
că n-are vreme, domnul. Multe comenzi, n-a pus să le mai faci. Da. Mergeți în toată țara? Da? A fost un târg bun astăzi? Foarte bun. Foarte bun, nu? În 2 ore jumate am avut 40 de bufete aici, am dat 20 la Angro, mai la Vale. Da, și la Angro? Mai le. Da, la ăsta ce-s bizința. Mai rele, mai bune pentru ele la Angro. Foarte frumos făcute. Mulțumesc pentru Dali. Sănătate. De scurt. Hai că nu ești făcut, sau mai stăm un pic.